așa, vorbesc. Aici e cu tare, acolo e cu tare, acolo e cu tare, vorbesc. Pac. Aici e ușa pentru foc, ocarul. Acum sunt niște lemne pe aici. Asta e la primul. Aici e țugul. Pac. Aici primul grătar. Acum nu-i pus tot, o parte e dată în jos. Vezi? După aia aici e intrarea în al doilea. Aici un postament, să-ți pui sculele. Aici e al doilea grătar. Aici se poate pune și ceaunul. Se scoate asta afară cercul și se va pune ceaunul. Și aici, aici avem coșul pentru fum. Și ăsta vine închis și deschis. Îți iasă fumul. Așa e pe închis, așa e pe deschis. Și aici acum e pentru afumat pește, pui, astea se dau afară, se poate pune rotisor în loc de grătare. Dar în special partea asta se folosește pentru afumat pește, pui, porc, dar noi nu afumăm porc, că noi suntem musulmani. Da, grătarul e pe roți, imobil, se poate transporta, fiecare ușă e pe balamale, efectiv făcut din 3 tuburi de aceeași dimensiune, decupate și sudate uși pe ele. Acolo.